Alex. Nu înțeleg ce reacție, nu înțeleg, ai văzut reacția, v-am spus, bă, mersi mult, ok, gata, bă, m-au început suși pula, muie, ca majoritatea. Alex. Nu înțeleg, dacă aveți o problemă cu mine, lasă-mă să vorbesc, dacă aveți o problemă cu mine, să-mi spuneți cu aia aici. Și chiar accept să vă judați, nu știu comentariile, nu am știut comentarii cum ați zis. Alex, te-aș lăsa să vorbești, dar vorbești prostii. Vorbești? Bine, bine mă, spune-mi tu, mă. Na, părerea mea e că vorbești prostie. Deci omul Zdinca vine la tine să-ți dea un ride prieten. Se pare că a spus Nic cuiva să te înjure. Eu acum, dacă îți deștept, îmi fac un cont, da, de YouTube, intru pe canalul tău de YouTube, zic că sunt cel mai mare fan, o să zici mersi, mersi, după mă duc la Znic și îl înjur de morți numai pentru a băga râcă. Deci chiar nu îți dai seama de acest gen de lucru sau trebuie să-ți explic? Nu, dau seama, dar eu zic să-ți țină dracu abonații că ai mei. Ați văzut când am dat raid, a spus unul, mi se pare suși pula. Dar ce e el, frate, e oier? Se ține oier? Tu da, consideri abonații ca pe niște oi? Da, frate, până la Moldova, de unde e? Eu ieri, ce pula mea? Ok, tu... Bă! Nu, stai un pic, bă, Znic, bă, Alex, tu de unde ești? Și câți ani ai? Ești, eu am 19 ani. Ok, ai 19 ani. Ai terminat un liceu, facultate, ceva? Am terminat liceu. No, bun. Și cum dracului... Deci eu, bă, eu nu pot să înțeleg, poate eu așa mai prost de fel, dar cum dracului poți să termin liceul și să gândești în așa fel, sincer? Adică nu înțeleg. Deci tu consideri, abonații fiind niște oi, da? Bă, nu poți să le spui ce să facă. Dacă abonații vor să se ducă să-l înjure pe Alex Turcu, o fac. Nu a spus nimic nimănui, bă, intrați la el și-l înjurați. Ok? Dar, deci, eu... Eu am fost când l-am jurat pe el, eu am fost gen, bă, stop, și am ieșit, gata, nu m-am jurat. El a fost, când am intrat pe live, când mă jura oia și îl judea, și că, bă, cu aia ce prost ăsta. Eu am ascultat-o și cred că am văzut și el când, pe live, când mă uitam la el. Faza e că n-am nimic cu el, doar că e puțin dus cu chestia asta, că, pula mea, n-aș știu să susțină cât de cât abonații, că și eu am 7. Bă, tu ești nebun, dar le-am spus eu să te înjure. Nu ai pus tu, frate, dar pula mea, vorbește cu ei. Tu faci de-aia, te joci Minecraft toată ziua, ți-am dat rei, nici n-ai fost atent la chat. Ziceai, mama, am 100 nu știu cât. Iordan, știi ce nu mi-a plăcut mie toată ecuația asta? Pentru că eu sunt genul care se bagă numai dacă oarecum așa, mă simt nevoit, pentru că, na, de fel. Știi ce m-a deranjat pe mine? De 2 ani faci YouTube și ai 7500 de abonați. Da. Ok, ți se pare corect ce ai spus? Mie mi se pare, știi ce mi se pare incorrect? Faptul că tu dai raid-uri la YouTuber mai mari numai pentru a-ți face un fanbase care nici măcar fanbase nu se poate numi. Jură-te că fac chestia asta. Părerea mea. Vrei să vezi? Deci, bă, știi ce mă deranjează pe mine? Mă mai deranjează faptul că ieri ți-a dat The Link ție raid, deci mai aveai un pic și cădeai în genunchi, da? Dat fiind faptul că, pe lângă faptul că erau toți cu raid by The Link, nu știu ce, erau și abonați de lui The Link care dădeau dislike și te înjurau. Tu n-ai spus nimic pentru că un YouTuber mare ți-a dat raid și mai bine ai tăcut, ce ai înghițit. Da? Nu știam, nici nu știam de The Link. Ai văzut că a spus raid, a, mersi The Link, ok. Păi da, când ai văzut ce la metric. De parcă Link a avut o reacție, de parcă ar vrea să cadă în genunchi, să încep să plâng. Ai văzut tu cândva când am primit o reacție să cadă în genunchi? Băi, nu vine să cred el, chiar nu-mi pasă de voi, bă, YouTuberilor. Chiar nu-mi pasă, eu nu fac YouTube pentru a mă afirma ca voi. Da. Păi și dacă nu faci tu pentru a te afirma la fel ca noi, de ce drajdamează te iei de 2 ani de YouTube și tu ai 7500 de abonați? Da, mă, frate, poate să aibă și 10 ani de YouTube, să aibă 500 de abonați, dar știi care e partea ok? Bă, mai bine decât să ai, decât să ai 1 milion de abonați care sunt precum oile, dacă tu le spui, bă, mie nu-mi place de fața lui Iordan, dați-i dislike, toți se ducă să-i dea dislike. Nu, frate, mai bine ai niște abonați care sunt acolo cu capul pe umeri, înțelegi? Și nu-mi spune că tu acum le-ai spus abonaților tăi, bă, gata, potoliți-vă și toți au potolit. Pentru că și acum sunt comentarii de genul, oh, dar Znic, de ce te-ai luat de Iordan? Du-te în cioaca mea, Znic. Da, mă rog, ăștia sunt abonații până la urmă, dar nu înțeleg cum a avut, asta m-a supărat, de-aia am început să înjur. Că a avut reacția, mă uitam la el pe live, dă-l în pula mea pe ăsta, uite cum înjură, ca idiotul, nu știu, că mă stau... Nu cred că azi... Ia, iară, uite-te, te rog. Bă, Minecrafter, să vezi dracu de viața ta, am pula mea. Bă, ți-am dat report, am zis, stai frate, dar de ce... Bă, Iordan, aia mi-a făcut nerd, dă-i mie report. Iordan... Pula mea, joc și pe urmă discutăm. Iordan! Zi! Într-o conversație te-aș ruga să ai niște argumente solide, nu că m-ai enervat că nu-mi place de față ei Minecrafteriță. Da, mă, frate, și eu sunt Minecrafter, care-i problema? Și eu mă joc Minecraft, și? Și care e problema? Ai... Să-mi fac ăștia să duc pe live. Ai, bapula. Am de toate, zi, păi, ai, că m-am și aprins aici. Păi, frate, în momentul în care tu acuzi pe cineva... Am greșit și eu că am înjurat. Păi, aia e toată problema.
live, bă, m-am uitat pe live și el a zicea, jură idiotul ăsta și aia, hai să-i dăm report. Da. Păi, bă, și ție cum se pare cel mai ok? Tu să-l înjuri, că tu efectiv l-ai înjurat, el te-a jignit, e o diferență, dacă îl faci pe unul idiot sau prost, grămadă, sau cum vrei tu să-l faci, nu este o înjurătură, este o jignire, tu l-ai înjurat. Stai puțin, bă, ce se întâmplă aici? Bă, cine e, mă? Ce dracu, mă? Dracula Gaming? Băi, nu mai da, mă, business, că stai, mă, că scoți moderatorul, că e un raid. Doamne, ferească Dumnezeu. Da. E un raid business, cat, îmi pare rău. Nu, și tu, deci tu acum zici... Deci, bă, eu nu pot să cred așa ceva. Zi, mă, Andrei. Nu, Sasha, deja nu, m-am lămurit. Ce să mai spun? Aleva, simplu fac că a comentat ăla, gen, că mă jura oia și îl rădea și eu, te fai pe ăsta în pula mea, nu știu ce. Nu râdea, man. A zis, hai să-i dăm report, în jură. Da, și eu ți-aș putea da report. Care-i problema? Fiecare face ceea ce vrea. Mă poți pe mine înjura pentru că îți dau eu report? Sau ce, mă poți judeca pentru că ți-am dat report? Nici măcar nu știi dacă îți dau report. Și chiar dacă îți dau report, care ar fi problema? Îți dau report pentru că eu consider că nu este corect ceea ce ai făcut și ai încălcat termenii YouTube. Da, corect? Da, corect. No, păi și de ce, bă, dar nu puteți să fiți indiferenți, frate, eu am fost indiferent până am auzit faza aia că de 2 ani fac YouTube, nu știu ce, care mi s-a părut total la aberat. În rest, chiar... Acolo am înjurat pe Snic de toate alea și după tine, vai, nu vine de a dat-o pe asta, bă, este chiar niște YouTuberi înfocați, așa, ok, vă urez succes în continuare și ne vedem, poate mai discutăm altă dată, cu vom fi mai calmi, la revedere. Deci, ai avut dreptate înainte cu faza cu cât-ți bați capul degeaba. Nu, mi se pare foarte amuzant că a realizat că nu mai are ce să spună și a plecat cu da, da. Nu, deci, zi. Ai reușit să-i dovedești prostul într-o oarecare măsură că a fost prost, chiar el a spus asta, deci, GG. Nu, știi, din punctul meu de vedere, da, ok, am greșit și eu că am zis că îi dau report și chestia ei, că i-am dat report, pentru că... De ce ai greșit? Da, Manușca, dar faza e cum ăsta zice, eu ți-am zis, nu ți-am zis eu, hai, lasă-l, frate, de ce să-i dăm report, așa ți-am zis. Dar știi, chestia e... Auzi, bă, stai așa, uite, am primit acum raid by Ziz la Andrei și mă înjură unul. Nu, ți se pare că am trimis pe cineva sau că sunt eu live stream, frate? Deci eu acum, dacă vin pe canalul Iznic cu un alt cont și zic raid by Jordan, du-te în... Bă, tu... Ai de capul meu. Cât de complicat ar fi, frate, dacă eu vreau să pun râcă între mai mulți YouTuberi, cum mi s-a întâmplat, eu eram live și The Link era live și a făcut unul un cont, s-a dus pe live-ul meu, a zis că Zăza Andrei ești cel mai tare, vezi că The Link te-a înjurat de mamă, s-a dus pe live-ul lui The Link, a zis The Link ești cel mai tare, vezi că Andrei te-a înjurat de mamă. Înțelegi? A pus râcă între mine și The Link și eu... cer scuze față de Link, față de tine, dar nu știu că poți să-mi dai report și dacă nu ofens, dau o brichetă. Cam atât am avut de spus, mi-am cerut scuze în față de voi băieți, cu Anușca aia nu știu, mă rog, cam atât, nu știu. Spre mi se pare amuzant faptul că Anușca n-a zis nimic, dar... Deci Anușca a zis numai că îi dă report, deci pe tine te-a afectat foarte mult faptul că îți dă report, da. Sau? Da, faptul că îmi dă report când abonații voștri mă înjură pe mine. Și tot te-a zis, nu, că îi dau report. Și am ca e opțiunea de block chat, părerea mea. N-ai bă, frate. Au fost prea mulți, bă, tu ce mă vezi, robot, în pula. Apropo, și încă o chestie, dacă vrei să știi de cine bași pe toți în aceeași oală, nu este un, este nu este, toți, noi suntem trei, de parcă noi facem, eu și ZZ facem în același timp live și am zis, oh, hai să-i dăm report lui Iordache, cum nu, hai acum. Da, tu ai spus să-i dăm report lui Iordache. Și eu ce am zis după, vrei să ne uităm pe live, am zis? Bă, n-am treabă. Ok, știi, dăm report doar atunci când, vorba lui ZZ, o lege din politica YouTube este încălcată. Tu ai făcut hate, tu ai făcut boost de dislike, ai zis acolo, duceți-vă, dați-i muie lui Snic, pentru că asta este în politica YouTube și ai voie să dai report atunci când este o lege încălcată. Cum este și la legea rutieră, cum este și la legea asta cu fumatul care s-a implementat alaltăieri. Poți să faci ce vrei pe YouTube, ai propria ta alegere și dacă vrei să dai report cuiva, dai report cuiva. Dacă după aia tu vrei să mai faci încă un boost de dislike, dacă vrei să mai faci hate, dacă vrei să faci cyberbullying, după aia faci din nou report. Tu postezi altceva pe YouTube sau doar Minecraft? Și tu ce faci? Dar ce legătură are? Bă, dar eu nu înțeleg ce argument e ăsta, frate, faptul nu, că te joci Minecraft. Nu, am întrebat. Nu, păi întreb în această conversație cu scopul AC. Vai, ăla se joacă Minecraft, e puradel de 10 ani. Boss, tu știi câți prieteni am de 30 de 40 de ani care se joacă Minecraft? Și-s mai deștepți
tine, crede-mă. Da, nu, serios, acum no offense, frate. Bine, nu, dar serios, acum no offense, nu te-am făcut pe sau ceva. Îmi pare că te-am cunoscut 88 de cadă, minus 13 ani, să zic așa, și sper să te duci... Nick, ăsta, Nick, pardon. Alex, știi care e diferența dintre noi doi? Sincer să spun acum, știi care e diferența dintre noi doi? Că eu am IQ-ul pozitiv. Mă bucur pentru tine, felicitări. Altceva. De bine, de rău, măcar știu că... La mine în cap se leagă două, trei chestii. La tine văd că nu prea se leagă, sincer, dacă o dai pe de-astea, auzi, tu te joci. Uite, bă, nu, eu nu mă joc numai Minecraft. Nu, uite, mă joc Minecraft, da, sunt, am minus 13 ani, mă joc Minecraft. 72. Și ce jocuri te mai joci, bă, Alex? Că așa cum tu, așa cum noi ne jucăm Minecraft, putem să spunem că și tu te joci Metin. Care e problema, frate? Dacă vreau să mă joc Mario pe un canal de gaming, mă joc Mario. Pentru că e joc. Am intrat de două ori și am ieșit. Nu, bun, și ce te joci atunci? Mă joc cu CSGO, GTA... Ce rank ai pe CSGO? Am avut global. Ai avut global, ce rank ai acum? Acum nu mai mă joc, e fratele, contra fratele, am dat, e merge elite. No, bun, eu mă joc Minecraft non-stop, sunt no-lifer, mă joc toată ziua Minecraft și am global pe CSGO. Altceva. Mai zic, că îmi place. Poftim? Am 1v1. CSGO-ul, din câte știu eu, e joc de echipă, e ca o paranteză. Nu cred că denotă skill-ul faptul că tragi sau nu tragi mai bine, pentru că... Hai, dacă vrei, facem 5v5, oricând. 1v1 pe Dust. Pe Dust. 2. Eu... Deci, acum e ceva, să fie gen și boss... tactică, nu. Să fie și tactică, și ai. Sau dacă mi-ai eu 4 abonați, îți iei și tu 4 abonați și facem 5v5, vrei așa? Hmm? Ce anume? Tu, eu să iau 4 abonați, tu să iei 4 abonați? Și facem 5v5. Și cu ce mă ajută pe mine chestia asta? Să-mi pierd timpul degeaba sau ce? Ești global, pe te laud, ești global. Păi da, mă laud că sunt global. Și ce? Asta înseamnă că vreau să mă joc cu tine ca să te boostez eventual? Nu boostez. Bun, nu, dar serios. Apoi faza cu bă, ți-a adus abonați. Asta a fost nasoală, că nu am nevoie de voi, adică n-am nevoie de promovări și chestii. Ok, și atunci de ce dai raid-uri alte persoane? Cu ce scop? Te rog, spune. Eu amuzament! Crezi că raid-ul e făcut să-ți iei abonați și like-uri, nu? Da, pentru a da un raid, da? Tu dai un raid unui YouTuber, ca să ce? Ca să zic acel YouTuber, oh my god, Iordan e la mine pe live, super tare. Și tot chat-ul o să vadă că Iordan e pe live. Și normal că tot chat-ul o să intre pe canalul Iordan să vadă cine e Iordan. Și o foarte mare șansă ca mulți abonați care intră pe canalul tău să le placă contentul pe care îl oferi sau așa mai departe, să se aboneze. Deci da, să faci rost de abonați. Se numește publicitate. Practic îți faci publicitate pe canalul altuia, aia faci. Sau spam. Spam cu publicitate. E ca și cum ar intra cineva la mine pe server să zică intrați pe celălalt server. Înțelegi? Mi-a dat primul raid al meu, mi-a dat Zati și am avut exact la fel ca tine. Am fost, bă, ăsta și face reclamă. Și omul a fost, bă, nu e de amuzament chestia asta. Da, așa ți-a spus el. What the fuck? Să-l bag și pe el, mă rog. Eu nu înțeleg ce... Bă, hai de capul meu. Bă, gata, am cer scuze și eu am greșit că v-am înjurat, pula mea. Asta e. Dacă vreți să-mi dați report, dacă nu, bine, sper să nu mai... Eu nu ți-am dat report, mă, n-am... De ce? Nu cred că ți-a dat cineva report. A fost așa ca idee, pentru că dacă mai continua... Dai seama că e inevitabil să... La tine cred că sunt vreo 50 sau 60. De la mine? Da, sunt 106, pă. Nu, de la tine, de la ăștia care fac live, nu știu, unul din voi. Și cred că mi-au dat câteva dislike-uri aici. Am 124 de dislike-uri și aveam 80. Și eu mi-am luat dislike, stai că am. De cât timp... Mi-am dat și report, asta nu știu. De cât timp ești tu live, Iordan? Eu nu știu, de la vreo 3, 2. Ok, spune-mi tu mie, câte raid-uri ai dat? De atunci? De 5-6 ceva. No, și după 5-6 raid-uri ai câte like-uri? 629. Nu, și îmi spui mie că raid-urile nu te ajută? La 800 de abonați? Ai de 5 ori mai multe like-uri decât abonați. 625, eu am 800 de abonați. Da, pardon. Ai... Vorba vine. Ai aproape la fel de multe like-uri precum abonați. Nu cred că ai abonați, 800 de abonați care au fost pe live-ul tău. Ca și ar fi trebuit să ai 800 de persoane pe live. Nu știu, zic și eu. Ca idee. Deci da, îți spun eu, raid-urile chiar te ajută foarte mult. Da. Așa, ca idee. Și nu înțeleg, frate... Deci, eu am fost în covă cu Znic, eu doar ascultam totul, mai lipsea o pungă de popcorn și Znic zicea ceva de genul: uite bă frate, ce idiot ăsta, mă jură și nu am spus. După a venit la tine pe live, de 3 ore a dat mesaje, frate, că eu nu i-am pus să înjure, nu știu ce, nu știu ce. Să mă rog, dar așa, serios, dacă vine un abonat să înjure, tu direct ataci, fără să te asiguri sau ceva, e de-alela, să nu spun altceva. Bă, eu nu le-am cu tine, tu faci de ceva timp, tu vreo fac de ceva lui.
Nu contează de cât timp faci tu, frate, e o chestie morală. Dacă vine unul pe stradă la tine, îți dă un pumn în cap și te înjură de mor și spune că te-a înjurat din partea lui Znic, tu îl crezi? Da. Grav. Nașpa. Bine, bă. Hai, ceau, pa. Pa, pa. Hai că sunt sunat. Oh, shit. The fuck is going on? Bă. Ok, fraților, ați văzut ce s-a întâmplat, cam ăsta a fost acel ride pe care l-am primit și pe care l-am dat, cam asta a fost discuția, pentru că m-ați întrebat mulți pe live și aseară și astăzi cam ce s-a întâmplat și cum a fost, am pus discuția asta, ați văzut cam ce s-a întâmplat, cum a fost, ați văzut cine a fost victima, adică eu am fost victima și cine a fost ăla, nu știu, atacatorul, pot să spun așa, ați văzut cine a avut dreptate și cine nu. Ziză, a vorbit pentru că ați văzut că eu cu Anușca, mă rog, mă vedeți doar pe mine, dar eu și cu Anușca stăteam și ascultam, pentru că ne-a zis Ziză să lăsăm pe el să vorbească și a făcut dreptate pentru că el a avut argumente spre deosebire de celălalt care pur și simplu zicea că noi suntem Minecrafteri. Mă rog, nu vreau niciun fel de hate la adresa, nu știu, la canalul lui sau ceva în genul ăsta. Eu am pus asta doar ca să vedeți cum începe o ceartă pe YouTube, cum s-au certat YouTuberi mari, cum, pentru că știți că au mai fost certuri cu HD Gaming, cu celălalt, cu Ganicus, cu Edi, cu, mă rog, au fost certuri mari pe YouTube, asta e o ceartă mică și să vedeți cam de unde pornește. Deci, uite așa se pornește, din nimic, eu n-am făcut nimic și bum, se trezește ăla cu nu știu cum. Na, mă rog, ce pot să spun, cam atâta e fost cu ăsta, sper că ați înțeles ceva, cum poate să pornească o ceartă de asta, mă rog, depinde acum și de caracterul oamenilor și da, sper să nu faceți și voi cum a făcut tipul ăla dacă o să ajungeți vreodată, eu am zis, n-am nicio treabă cu el, el n-are nicio treabă cu mine, suntem două persoane diferite, nu-l cunosc, nu știu nimic despre el, așa că nu zic nimic, nu vreau niciun hate, niciun dislike la canalul lui, mai bine îmi dați mie. Și da, cam asta a fost doar așa, ca să, a fost pe live aseară, o trebuie să filmez pentru că mulți pe live și astăzi și aseară după ce s-a terminat, toată lumea, ce a fost, cum așa, ați venit și la episodul cu vlog și la episodul cu, pe care l-am pus dimineață și m-ați întrebat ce a fost, ei bine, asta a fost, fraților, niciodată să nu faceți așa, să rămâneți în banca voastră și da, bă, cam atât ce pot să spun, vă salut și... ne vedem pe un nou live, pe un nou episod, o nouă treabă. Vă salut, bă, nu uitați, fiți voi și fiți cinstiți. A, da, și înainte să încep să închid episodul, vreau să-i mulțumesc lui ZZ pentru că mi-a luat apărarea, pentru că a vrut să vorbească el cu Iordan să-l calmeze o leacă și să, nu știu, să explice, dar văd că a fost cam degeaba, dar mă rog. Și da, niciun hate, eu am pus videoclipul ăsta, nu că n-aveam ce filmați, pentru că aveam o grămadă, ci doar pentru că m-ați întrebat mulți și asta a fost și vă salut, frate, încă o dată mulțumesc, ZZ, pace și la revedere, pa, bă!